Incident grav la Tulcea. O tânără de numai 21 de ani a ajuns la spital cu răni grave după ce a fost înjunghiată de fostul iubit cu o foarfecă. Bărbatul și-a pierdut cumpătul după ce prietena lui a mărturisit că îl părăsește. Rudele spun că inițial a terorizat-o cu mesaje în care o amenința cu moartea, după care a trecut la fapte. A scos foarfeca și a început să dea în mine. Răbufnirea tânărului pare halucinantă. Un mesaj trimis fetei după sângerosul incident spune multe despre starea prin care trece acesta. M-am săturat să mă gândesc aproape tot timpul la tine și să-ți cerșesc dragoste. Să vezi și tu ce brut ai făcut din mine, ca niciodată nu m-am gândit la așa ceva înainte, dar peste așa ceva nu o să trec. Te-am iubit mult. Pa! La 24 de ani îl chinuia gândul că iubita lui nu-l mai vrea. A mers la ea sperând la împăcare. Fata nu părea dispusă să accepte un nou compromis. Au început să se certe de la cearta, el a deschis serval. Aici știind că farfeca este aici și cu farfeca a dărâmat-o jos și a început să dea în ea ca într-un câine. A fugit apoi. Tânăra de 21 de ani s-a târât până la ușa vecinei. Când am deschis, fata era plină de sânge, în spate, în mânuțele, m-am speriat. Era ciopârțită, spun medicii care au descoperit urmele a 7 lovituri. Primul ajutor i s-a dat aici la vecina. Și după aia la spital, am început să o coasă sumă. Tânăra se teme de când i-a spus adio băiatului care refuză să-și ia o slujbă și spun rudele trăia pe spinarea ei, mesajele de amenințare n-au încetat să curgă. Îți place, mă? Îți place ce s-a întâmplat? Ce m-ai obligat să fac? Că nu mi-ai dat altă șansă? Ai vrut să se întâmple așa ceva? Asta e a treia oară, prima ziua în care și-a luat bagajul și a plecat și m-a mai luat peste mine așa în casă cu cuțitul. Polițiștii au reconstituit deja cele întâmplate. Tânărul nu poate fi reținut, însă fata nu a depus plângere. Rudele spun că va merge la secție imediat ce va ieși din spital.